Stai aproape să-ți arăt cum poți pregăti un amestec picant pe care să-l mănânci alături de o ciorbă bună și care este mai delicios decât ardeiul iute simplu. O parte din aprovizionare ne-am făcut-o de la mine din grădină. Am luat ardei iute, un ardei capia, o mână de fasole păstăi verde și o mână de fasole la metru. Toate ingredientele au spus prezent și nu mai rămâne decât să mă apuc de treabă. Am tăiat în bucățele mai mici fasolea verde păstăi, am pus-o într-un bol. Am tăiat apoi cei doi ardei, am început cu ardeiul galben pe care l-am tăiat în cubulețe și am procedat la fel și cu ardeiul capia. Am adăugat de asemenea și o ceapă roșie mare de apă, puteți să folosiți și 2-3 cepe roșii obișnuite mai mici. A venit rândul ardeiului iute, dacă doriți să fie mai picant puteți să puneți mai mult, iar dacă doriți să fie mai puțin picant adăugați mai puțin ardei iute. Am adăugat de asemenea și fasolea verde la metru și o legătură de pătrunjel amestecat cu leuștean. Azi m-a ajutat cuțitul Samura din gama Reptile, care se găsește la Altex. Peste legume am adăugat o lingură de sare, una de zahăr și am amestecat totul foarte bine. Amestecul de legume obținut a încăput perfect în 3 borcane de 400 de grame. Iar acum nu trebuie decât adăugat oțet cât să le acopere, se pune capacul și se lasă vreo 3-4 zile în cămară până sunt gata. Arată foarte bine acest amestec, este foarte colorat, este picant exact atât cât trebuie să fie bun și este perfect alături de o ciorbă românească fierbinte. Puteți să-l mâncați separat sau puteți să-l puneți chiar direct în ciorbă. Iar dacă nu vrei să ratezi postările mele delicioase, nu trebuie decât să-mi dai un follow.